Aniversarea celor 6 decenii de existență a Teatrului Dramatic se suprapune cu trainicul festival de comedie organizat și găzduit de instituția Gălățeană. Actorii și conducerea teatrului sărbătoresc jubileul de 60 de ani prin muncă și dăruire față de arta creată pentru oameni. Dorința de a merge mai departe. Ne apropiem spre 100. De la 1 septembrie 1955 a început funcționarea Teatrului de Stat Galați prin hotărârea Consiliului de Miniștri numărul 2003 din 16 septembrie 1955. Primul spectacol al teatrului a fost Preludiul pe 14 aprilie în sala Orchestrei Simfonice de Stat, devenită mai târziu sala Teatrului Muzical Nae Leonard. Primul spectacol în actuala sala a teatrului a fost piesa Dale Carnavalului pe 30 decembrie 1956. Din anul 1973, Teatrul de Stat primește denumirea de Teatrul Dramatic Galați, iar din 2000 instituția devine Teatrul Dramatic Fanny Tardini Galați.